Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O judecătoare de la Tribunalul București nu poate justifica o avere de 6 milioane de euro. Repet, o judecătoare de la Tribunalul București nu poate justifica o avere de 6 milioane de euro. Nenică. E rezultatul unei anchete a Agenției Naționale de Integritate. Au dat un comunicat de presă din care citez: ANI a constatat existența unei diferențe nejustificate de 30.388.515 lei între averea dobândită și veniturile realizate de Gabriela Cristina Mazilu, judecător în cadrul Tribunalului București și fost judecător în cadrul judecătoriei sector 4. 30 de milioane. Doar că detaliile din dosarul profesional și penal, aș zice, al acestei doamne judecători, sugerează că ar putea fi vorba de ceva mai mult decât numai un magistrat corupt prins abia acum. N-ar fi vorba de un infractor singuratic. Ar fi mai degrabă o piesă într-o rețea. Pentru că doamna respectivă, Gabriela Cristina Mazilu, a fost anchetată și pusă sub acuzare în mega dosarul jafului de la BRD. Poate nu mai țineți minte, mega dosarul Truică. De la BRD, așa. În urmă cu, deja se fac mai bine de 10 ani, de la această, mă rog, de la banca asta, un grup infracțional organizat cu puternice legături politice a furat, practic, 85 de milioane de euro. Și nu e întâmplător sunetul ăsta, pentru că jaful este o operațiune mafiotă în toată puterea cuvântului. A avut loc de-a lungul mai multor ani, începând cu 2008. În dosar au fost audiați, cercetați și acuzate penal o mulțime de persoane, dar printre acestea nume grele, cunoscute, precum Remus Truică, fostul șef de cabinet al lui Adrian Năstase, Sorin Roșca Stănescu, Adrian Sârbu, Bebe Ionescu, cuscrul lui Traian Băsescu și alții. Cum decurgea schema? Grupul găsea niște falși clienți care își asumau să ia credite uriașe pentru nevoi personale. Adică cine n-a avut nevoie de un credit de nevoi personale de 3 milioane de euro, de exemplu, cu buletinul? Erau clienți săgeată. Ei n-aveau nicio garanție pe suma asta. De fapt, creditele erau acordate cu complicitatea unor funcționari bancari, evident. Banii erau apoi sifonați imediat în conturile unor firme fantomă deținute de câțiva membri ai grupului, care foloseau apoi sumele acestea ca să garanteze cu ele, să dea avansul pentru alte împrumuturi foarte mari luate de la BRD, de milioane și milioane de euro. Înțelegeți? Și evident, banii nu mai erau înapoiați niciodată și nici nu puteau fi recuperați, pentru că, ce să vezi, nu existau garanțiile necesare pentru asta. Și când voiau să-l execute pe clientul săgeată, ăla n-avea nimic pe numele lui. O parte din banii astfel fraudați au ajuns pe mâna unui domn pe nume Reloa Paraschivei, care controla unele dintre firmele fantomă și care era mâna dreaptă a lui Remus Truică. În 2020, Truica a și ajuns la închisoare în dosarul Băneasa, un alt dosar, o altă mega escrocherie cu terenuri. Reloa Paraschive era soțul judecătoarei noastre, doamna asta cu averea de 6 milioane de dolari nejustificabilă. Ea a divorțat la un moment dat de domnul Paraschive când a izbunit tot scandalul. Și a fost și dânsa cercetată. Ce s-a întâmplat însă cu dosarul penal al judecătoarei Mazilu, cea care era cercetată de DICOT în 2015 în dosarul megafraudei BRD? Păi nimic nu s-a întâmplat. În 2019, DICOT a declinat dosarul acestei doamne magistrat către Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, SIJ, infama suprastructură de intimidare și menținere sub control a magistraților, inventată și inițiată de Liviu Dragnea. Scandal uriaș la vremea respectivă. Ca și DICOT până atunci, nici SIJ n-a făcut nimic cu dosarul acestei judecătoare. Structura a fost, mă refer la SIJ, secția asta de investigare a magistraților, a fost în sfârșit desființată în martie anul trecut. Dosarele au fost preluate de alte parchete, deci de atunci oricum liniște.
Adică judecătoarea cu averea de 6 milioane nejustificată și nejustificabilă este atât de liniștită în privința acestui dosar, încât anul trecut i-a încercat să obțină o promovare la Curtea de Apel. Deci 85 de milioane de euro furați dintr-una dintre cele mai mari bănci din România, cu complicitatea unor funcționari bancari, de infractori cu conexiuni politice profunde, anchete care sunt începute și nu duc nicăieri, care sunt înfundate, mușamalizate, împotmolite, se sting de la sine. Câțiva țapi spășitori băgați la pușcărie un pic pe principiul că urma scapă turma, toată povestea arată ca un scenariu de film, serial, cu mafioți infiltrați până la vârful statului, Caracatița, și chiar așa e, doar că e documentar, nu film artistic, și filmul ăsta îl trăim noi. Nu e o ficțiune. Și nu avem Corrado Catani. Da. Și aparent nu avem Corrado Catani. Asta este situația. Sunt curios cum o să evolueze acest dosar sau dacă o să evolueze în vreun fel sau în care cumva o să fie și el mușamalizat. În acest context, fără nicio legătură, desigur, știrea că o judecătoare din Suceava n-are legătură cu această poveste. Dar o jucătoare din Suceava este suspectată că, și anchetată că furniza informații unor traficanți de droguri. Ieri se făceau percheziții la doamna judecător acasă și la birou. Sincer, este deja o știre de fapt divers mărunt când pui în context. E mizilic, nu ne ocupăm. Nici n-a intrat în desfășurător. O pusesem deoparte să vorbim despre asta, să documentăm, nu mai avem timp. Da. Și încă un lucru. Senatorii majorității PSD-PNL au terminat de votat ieri, au terminat noua lege a pensiilor speciale. Se face o mare reformă aici, da. Una dintre cele mai dure prevederi privește creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați la 60 de ani. Deci, în sfârșit, crește vârsta de pensionare la magistrați. Această prevedere va intra efectiv în vigoare în anul... Zi un an. 2032. 2062. 62. 2062. Ai fost aproape. Băi, ai nimerit doiul. Deci, potrivit legii votate în Senat, magistrații vor începe să se pensioneze la 60 de ani peste 39 de ani. 2062. Nu mai prindem momentul acesta îngrozitor pentru magistrații din România, când săracii vor trebui să pensioneze la 60 de ani. Cred că în 2062 restul românilor se vor pensiona la 88. Pentru că pensiile speciale nu sunt plătite doar de mine și nu doar de noi, ci vor fi plătite și de urmașii urmașilor noștri în vecii vecilor.